Sunt foarte mulți analiști la ora actuală de prestigiu care spun că nu există decât două soluții. Ori o inflație explozivă spre nenorocirea oamenilor, că de multe ori parcă îți vine mai repede să mor în 3 secunde de un glonț decât de foame, ori război. Nu se va muri de foame pentru că avem, știți că există o hiperproducție. Este, dar în momentul în care o pâine va costa cât un salariu, că asta e inflația. Nu. Azi iei salariu și constați că au avut bulgarii în anii 90. Cu un salariu s-a mai putut cumpăra un pui. Păi noi românii ne-am descurcat și în trecut noi putem trăi și cu o mămăligă. Ceea ce străinii nu știu dacă ei sunt obișnuiți puțin altfel. Da. Să le ia toate ei gata cad, făcut. Ei cad de mult mai de sus. Da. Exact. Nu, ne e mult mai ușor. Da, și da, tot felul da. Mai sănătos. Oare mai puțin e mai ecologic, mai ecologic. Să fim mai da, sănătoși da, cu da, cu aceste organisme, iată, unul rămâneți în legătură sau a fost sigur așa da, ceva sigur, pasager? Sigur, nu e. Nu, nu. Sigur că dacă urmează alte concerte. Păstrăm legătura cu doamna Suzana Bastarica, organizatoarea acestui, da. Acestui eveniment, care este eveniment anual. Bineînțeles, vom merge și la anul și în viitor, în măsura... Noi până la concerte de la anul pentru ONU ne gândim, lucrăm foarte mult la... albumul de colinde, pregătim concertele de acum din țară până la sfârșitul anului. Fantastica lună decembrie, cea a sărbătorilor Crăciunului. Cum o vezi? Noi nu putem pleca. Rămâneți în România? Vom avea câteva concerte în Italia, în Veneția. Sacile, Pordenone. În Veneția, plimbați-vă și pentru mine cu gondola. Ne-am plimbat anul ăsta și sperăm să ne mai plimbăm, dacă nu va fi prea rece. Vă dau un sfat, că de sunteți deja oameni căsătoriți, înțeleg. Și în orice căsătorie... Și avem și un băiețel. Să vă trăiască. În orice căsătorie apare din timp în timp o criză. Știți cum am netezit-o eu? Nu, dar să ne faceți curioși. Ducându-mi nevastă la Veneția. Ha? Bravo! Veneția, acea privire, plimbare și răsuflu printr-un canaletto, împacă orice bărbat cu nevasta lui și invers, orice nevastă cu bărbatul ei. Așa că vă dau sfatul ăsta și vă invidiez de-a dreptul că veți fi luna decembrie în Veneția. Ar crede lumea că e o lună tristă, nu e adevărat? E cea mai frumoasă sigur, Veneția. Da. E cea mai frumoasă Veneția. Iar noi nu suntem în perioada de criză conjugală, da. Din contră suntem în cea mai înfloritoare perioadă a căsniciei noastre. Mă bucur să aud asta. Cea mai productivă perioadă. Pentru că de multe ori în carierele astea artistice, soț, soție fiind, se produc tot felul de fricțiuni, pentru că sigur, o divă e curtată, vin tot felul de buchete de flori cu cărți cine de vizită. Cine a putea o înțelege mai bine decât un partener un de scenă? E adevărat, dar da seama, din loja aia, nu, aia, e trimis un buchet de flori da. cu cine știe ce carte de vizită ornată cu vreo 40 de diamante. Da, vedeți, căsnicia noastră durează și merge bine pentru că am știut să renunț la cariera personală de cântăreț profesionist de operă, Giulia la fel, ne-am unit forțele încât să producem concertele noastre proprii. Și ați format împreună o forță vocală, un duet, să-i spunem acum, da. Cam pe vremuri, să-i spunem da. Așa. Și am crescut în această formulă. Ei, și mai inedit, cine v-a dat ideea sau a venit de la sine? De când ne-am cunoscut, am discutat normal înainte de a te căsători, porți niște discuții, să vezi da. Ce gândește celălalt, cum vede viața, e foarte important. Oamenii au uitat de perioada aceea în care trebuie să faci curte unei domnișoare, trebuie să... Sau invers. Să fii prieten. Să fii prieten înainte de prietenia e cel mai important lucru. Practic s-a uitat treaba asta. Profesorul nostru atât de tânără v-a ajutat exercițiul din conservator, rolurile clasice, sigur, ale muzicii, ale sigur. Operei, perpetuează, eu știu, comportamentul ăsta frumos, galant, exact, politicos. Exact. Categoric și eu sunt o idealistă. Trebuie să vă întreb, mai am țineți, avut minte, noroc mai țineți cu minte unde v-a sărutat prima dată? Sigur că da, pe scările conservatorului din Cluj. Ai fost cam obraznic atunci, ar trebui să te penalizezi. V-ați dar... înroșit? M-a dat așa prin surprindere, nici n-am apucat. V-a părut bine? Da. La cât timp după aia v-ați căsătorit? La câteva luni.
Oh, a fost cu de fudră, cum s-ar spune. La noi jumătate de an ne-am cunoscut mai bine, am fost numai prieteni, amici, ieșeam la masă împreună, eram colegi, discutam despre rolul pe care îl interpretam, despre Carmen de Bizet. Bineînțeles, totul intra într-o altă sferă în momentul în care repetam rolul acesta. Automat, scena te apropie. Mm-hmm. E adevărat. De-aia mulți, mulți artiști ajung să se căsătorească. E alt univers. Eu sunt fascinat ascultându-vă. De bună seamă, vă încarc cu tot optimismul de care eu sunt în stare, dar vă atrag în același timp atenția că o carieră în domeniul ăsta produce patinaje, să nu le spun derapaje, în viața privată. Se dezvoltă pasiuni. Eu am trăit, după cum știți, printre artiști și am remarcat lucrul ăsta. Sunt pasiuni conjuncturale ale individului implicat în artă, care îl fac pentru o perioadă să se poată sau să fie, să se autoforțeze, să se excludă de lângă ceilalți, chiar și de lângă soț sau soții. Asta nu înseamnă că dobândesc o aversiune pentru respectiva persoană, ci sunt momentele alea, probabil, de creație mentală, în care celălalt poate dobândi impresia că e neglijat, că e abandonat, că e... Și îmi permit la vârsta mea, iată, să dau și sfaturi bătrânești. Nu țineți cont, toate sunt trecătoare. Important e să fiți împreună și e extraordinar de mare lucru că aveți un copil, da, pe când da. Și al doilea. Când o să avem timp și o să vrea Dumnezeu să timp vină. E întotdeauna. Aud multă lume, chiar și un vestit cântăreț originar din România, un cântăreț rock, Peter Maffay, poate ați auzit de el, e originar de lângă Sibiu, mare, mare vedetă în Germania anilor 70-80, el întotdeauna, miliardar deja fiind, spunea, nu știu cum să nasc un copil, să facem un copil în vremurile astea, în timpurile astea. Și am avut ocazia chiar să devenim amici și am spus, zic, dom'le, și cel mai sărac om și cel mai bogat își crește copilul sau își dobândește această postură de părinte în mod natural. Dacă o merită, este opțiunea divinului. Tu poți să vrei să faci. Eu n-am făcut parte dintre cei bogați. Sunt foarte mulți care nu merită copii și Dumnezeu nu le dă. Eu n-am făcut parte niciodată dintre cei bogați. Am un talent deosebit de a trăi fără bani. Dar nu mă pot plânge că pentru mine copilul, am și eu un băiat, a devenit călugăr. Dar nu mă pot plânge că a fost pentru mine un balast, o greutate. A crescut pur și simplu. Am avut o supă, am mâncat și el o supă, am avut caviar, am mâncat și el caviar. Nu? A fost atras, uite, de focul sacru. Da, că așa noi cum suntem noi pasionați de ceea ce facem și suntem pasionați și unul de celălalt. De asta, ce spuneați dumneavoastră mai înainte de perioade de criză, de anumite conjuncturi, eu consider, e părerea mea personală, că un om echilibrat nu are voie să... Da. Unde vă faceți vocalizele acasă? Și acasă, și în hoteluri, unde și... Apucăm? În mașină, dacă nu mai este înseamnă timp. Că în hotelul trebuie să închiriați 3 etaje, no. Iar acasă să fie undeva într-un câmp. Da. Să știți că avem casa aproape în câmp. Da? Da. Asta la, e un la avantaj. Pipera da. Tunari. A, aici în București. Da. Da. Ardelin în București. Da, lângă aeroportul. Acolo cântec. E ferma, păi... Ce frumos cântec, să... da, la marginea de da. București. Și ne place foarte mult, pentru că avem multă liniște, spațiu. Da, mă gândesc cu oamenii, cu toate că... Eu știu, dacă v-aș avea vecini, cred că aș fi un vecin foarte înțelegător. Pe cum? Ce mai frumos? Cu singură condiție. Care? Aceea să vă placă muzica. Da. Pe de-o parte, pe de altă parte, să nu intonați fals. Exact. Să mai întâmplă? Se mai întâmplă? Să vă alunece vocile? Niciodată. Nu vi s-a întâmplat. Avem ureche absolută. Bravo. Asta e un mare, mare puternică încredere în sine. Asta mare e avantaj. Primul lucru. Da, dacă da. Nu crezi în tine, nu ai cum să-i convingi pe ceilalți. Cum e când cântați fără sonorizare? Cum vă simțiți? Mai bine. Vă place mai mult? Da. Desigur. Vă e teamă? Aole, dacă greșește ăla de la butoane. Nu, se schimbă. Așa mai bine dați dumneavoastră da, tonul. Da, se da. Schimbă. Iar DJ-ul, sunetistul de la butoane, poate să te distrugă. Aha. Să-ți distrugă vocea, să-ți distrugă frumusețea timbrului. Că, de fapt, vocea, valoarea unei voci constă în particularitatea timbrală.
Vă dați seama că o Renata Tebaldi cânta fără absolut niciun fel de sonorizare? Erau fericite. Da. Povestea asta nu stă în picioare în momentul în care ai de cântat în aer liber, de exemplu în Central Park în New York, dacă te duci fără sonorizare, te vor auzi normal câțiva oameni, dar nu poți să penetrezi cu vocea tot, oricât de puternic ar fi, nu poți să penetrezi în aer liber, concerte mari, mă refer, mii, zeci de mii de persoane, nu ai cum. Ok. Dragii mei, timpul fuge. Pentru această prima parte a emisiunii, eu vă mulțumesc pentru participare. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă promit ferm că veți mai veni aici în emisiunea mea. Mulțumim. Vom da cu siguranță și imagini muzicale cu interpretări ce vă aparțin. Vă felicit pentru optimismul de care dați dovadă. Sunt cucerit de faptul că, iată, tot niște români lansează ceva nou, pop opera, și mențin acest gen muzical. Să vă dea Dumnezeu putere de muncă, o carieră strălucită pe care o și întrevăd. Și, doamnă Giulia, dacă a fost vreodată să vă lăudați că ați reușit tocmai pe cel mai dur realizator de televiziune să-l faceți să devină moale, apoi dumneavoastră ați reușit când m-ați anunțat că veți interpreta, că vă plac romanțele și că veți interpreta romanțe. Mă flatați, mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru participare!